Lipsa locuințelor sociale și a celor pentru tineri este una dintre problemele cu care se confruntă toate orașele. Administrația din Caracal vrea să rezolve această situație ce persistă de câțiva ani buni. Edilul Ion Doldurea are în plan demararea construirii a două blocuri de locuințe sociale, dar cele 120 de locuințe nu vor rezolva toate cererile caracalenilor. În acest moment, aproape 1000 de caracaleni așteaptă să se mute într-o locuință socială, iar alte 450 de familii de tineri visează la prima lor casă. La nivel de Caracal avem aproape 950-960 de cereri pentru locuințe sociale, iar pentru ANL în jur de 450 de cereri. Am făcut niște demersuri și avem deja aprobate pe fonduri naționale realizarea a două blocuri sociale, care înseamnă 120 de apartamente, în zona Dragoș Vodă și în zona Târgului de Săptămână. Pentru ca visul de a avea o casă să se îndeplinească pentru cât mai mulți caracaleni, administrația locală va depune un proiect pe PNRR care vizează construirea unor locuințe sociale. Pe acest PNRR vrem să introducem și realizarea a încă două blocuri pentru tineri și pentru locuințe sociale. În acest moment, în Caracal sunt finalizate 5 blocuri ANL. Primul a fost dat în folosință în 2003, iar ultimul în 2019. În cele 5 locații sunt 194 de locuințe.